Argeșul se numără printre județele care au avut cea mai slabă evoluție nominală a produsului intern brut în perioada 2012-2016. Informația o furnizează Ziarul Financiar într-o analiză economică. La polul opus se află județul Constanța, care, ca și Argeșul, este legat de capitală printr-o autostradă. În cazul în care se va realiza, autostrada Pitești-Sibiu va reprezenta o modalitate de creștere a PIB-ului. Expoziția dendrofloricolă de la Casa Cărții din timpul ediției din acest an a Sinfoniei Lalelelor va putea fi vizitată gratuit. Spre deosebire de anii precedenți, intrarea va fi liberă pentru toată lumea, potrivit unei decizii a primăriei. Ediția din acest an a Sinfoniei Lalelelor se va desfășura în weekendul 21-23 aprilie. 20 de primării din Argeș au datorii la Consiliul Județean. Datoriile s-au acumulat după ce primăriile nu au achitat cota pe care trebuie să o vireze către Consiliu în contul taxelor încasate pentru mașinile mai mari de 12 tone. Cele 20 de primării au datorii totale de 30.800 de lei. Potrivit Consiliului Județean, comunele cu cele mai mari datorii sunt Aninoasa, Ciomogești și Moșoaia. La polul opus, primăriile cu cele mai mici sume datorate sunt Albota și Țițești. La Spitalul de Pediatrie din Pitești a fost inaugurată o garderobă, un spațiu special amenajat de unde micilor pacienți și însoțitorilor acestora li se distribuie pijamale, papuci și halate pe perioada spitalizării. Spitalul a cumpărat 400 de pijamale și 400 de perechi de papuci pentru pacienți și alte 400 de halate pentru însoțitori. Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Pitești au participat astăzi la o acțiune de amploare în județul Vâlcea. Au fost făcute 16 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate, printre altele, droguri și importante sume de bani. În urma perchezițiilor, 14 persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT Râmnicu-Vâlcea.